Partea 1. Introducere. Hallo liebe Leute, und willkommen. În videoclipurile ce urmează o să aveți de-a face cu o metodă nouă, cel puțin pentru mine, de a învăța limba germană, ce o să vă ajute într-un mod foarte practic după aproximativ 12 ore de cursuri. Scopul meu este de a vă aduce aceste cunoștințe fără a vă face să memorați activ. Nu am de gând să vă vând ceva în acest curs. Dacă îl apreciați, M-aș bucura să-l transmiteți mai departe. Nu este nevoie să vă luați notițe, și nu este nevoie să faceți un fel de temă de casă. Ideal ar fi să fiți relaxați pe parcursul acestor cursuri și să nu încercați să tociți ceea ce este prezentat. Să lăsați orice fel de frică legată de învățat, frică ce de obicei însoțește orice încercare de a face ceva nou și oarecum dificil. Treaba mea este să transform acest dificil în ceva ce să vă fie ușor digerabil. Bucată cu bucată. Înainte de a începe, există două reguli de bază. Cei care mă urmăresc de ceva timp știu deja despre ce este vorba. Una din reguli este să nu vă faceți griji dacă nu memorați tot ceea ce este prezentat în curs. Memorarea este o parte esențială ce reiese din învățare. Vine în mod automat atunci când ceea ce este prezentat este bine structurat, nu supra-solicită și are logică în mintea celui ce învață. Din nou, nu încercați să tociți, nu este nevoie. Așadar, nu aveți teme. Nu aveți nici măcar teme mentale. Lăsați informațiile să fie de la sine însușite pe măsură ce avansați în acest curs. A doua regulă este să puneți pe pauză clipul și să repetați cu voce tare ceea ce vă este prezentat. Dacă vă adresez o întrebare, spre exemplu, cum spuneți, eu nu vreau în germană, voi veți pune pe pauză Vă veți gândi la răspuns și îl veți spune cu voce tare. Dacă nu sunteți începători și știți direct răspunsul, puteți să-l pronunțați direct fără a pune pe pauză. Însă, din nou, cu voce tare. Partea 2. Acomodare. Ne vom acomoda un pic cu limba germană. Pentru acei dintre voi care știți deja engleză, veți observa anumite similitudini între cele două limbi. Es ist din germană înseamnă este. Se folosesc două cuvinte: es și ist. Es este un articol, ist înseamnă este. Gut înseamnă bine. Combinând aceste cuvinte, vom avea: es ist gut. Este bine. Es ist gut. În germana standard, de obicei se aud toate consoanele din cuvinte. Es ist gut ist gut. În Austria, spre exemplu, regula asta nu prea se aplică cu strictețe. Es is good. Es is good. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut für mich. Wasser zu trinken. Wasser este cuvântul pentru apă. Trinken este asemănător englezescului drink, care înseamnă a bea. To Trinken sau trinken. Aici la litera R avem puțină flexibilitate ca români. Deoarece este un pic șferic, greu să pronunțăm R. Așa că majoritatea la început o să pronunțe cel mai probabil R. Trinken. Trinken. Es ist gut für mich. Este bine pentru mine. Wasser zu trinken. Este bine pentru mine să beau apă. Aber în germană este zu trinken. Zu este echivalentul literei a din aber. Zu trinken sau zu trinken. Aber zu essen, a mânca. Zu lernen, a învăța. Zu arbeiten, a munci. Acestea sunt câteva exemple. Și observați că verbele la forma infinitivă se termină în en. Lernen. Arbeiten. Essen. Trinken. Pot să vă mai dau și alte exemple. Zu spielen. A juca. Din nou, terminația N. Zu geben. N. Terminația N. A merge. Zu laufen. Sau rennen. A fugi. Laufen este folosit pentru a fugi în Austria. Iar renen sau rennen este folosit în Germania pentru a spune a fugi. Dacă un cuvânt are terminația N, știți că cel mai probabil este un verb. Hai să luăm verbul a vrea. zu wollen. zu wo wollen. Dumneavoastră doriți. Se pronunță zi, wollen. Iar pentru a adresa o întrebare, veți spune wollen zi. Într-o întrebare, verbul este înaintea substantivului. Volen. Zi. Volen zi. Dumneavoastră vreți. Se pronunță așadar zi volen, iar vreți dumneavoastră, adresa ca întrebare este volen zi. Și niciodată zi volen, dacă o să întrebați dumneavoastră vreți, nu o să spuneți niciodată ca în română dumneavoastră vreți, ci volen zi, volen zi, din nou nu se spune ZI WOLLEN ca întrebare, ci WOLLEN ZI. W-ul din WOLLEN se pronunță V, iar ZI, S-I-E, S -I -E", se pronunță Z-I-E. La fel ca atunci când vorbiți în română și spuneți ZI ce ai de spus, ZI, WOLLEN ZI, WOLLEN ZI, hai să vă dau cuvântul pentru CE în germană, care este VAS. W A S. Vas. Vas. Acum, voi formați mai departe propoziția. Ce vreți dumneavoastră? Puneți pe pauză, dacă este nevoie și gândiți-vă la răspuns. Spuneți-l cu voce tare. Was wollen Sie? Was wollen Sie? Combinația de cuvinte de la în germană este von. Se scrie V-O-N se pronunță FON. v -ul în germană se citește F. Recapitulăm. W-ul se citește V, iar V se citește F. Și acum vă întrebați probabil cum se pronunță F în germană. Se pronunță tot F. 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 Deci avem V-ul care se citește F, W-ul care se citește V și F-ul care se citește F de la. Am spus că se pronunță fon. Iar mine, în sensul că de la mine, se pronunță fon mie. Fon mie. Nu o să detaliem foarte mult cazurile în acest videoclip. Însă, vreau să știți că fon cere întotdeauna și fără excepție cazul dativ. Mine în sensul că de la mine, de la persoana mea, se traduce von mir. Von mir, de la mine. Von mir. Mai departe, încercați să întrebați ce vreți de la mine? Was wollen Sie von mir? Was wollen Sie? Wollen Sie von mir? cu accentul pe wollen, poate să se traducă ce tot vreți de la mine, was wollen Sie von mir? Ce tot doriți de la mine sau ce tot vreți de la mine? Cu accentul pe mia, was wollen Sie von mir? Adică de la mine, vas wollen Sie von mir? Poate să însemne că eu n-am nimic de a face cu asta. Ce vreți de la mine? Unele propoziții pot să aibă diferite înțelesuri în funcție de felul în care accentuați anumite cuvinte. Din nou. Was wollen Sie? Was wollen Sie? Ce doriți? Ce vreți? Abia, la începutul videoclipului, am spus că se pronunță trinken sau trinken. 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 Sau cu râul nespecific limbii germane. Trinken. Spuneți cu voce tare. Ce vreți să beți? Was wollen Sie trinken? Was wollen Sie trinken? Ce vreți de la mine? De la mine. Mai țineți minte cum se pronunță de la mine. Was wollen Sie von mir? Was wollen Sie von mir? Dacă mai țineți minte, spuneți cu voce tare a mânca în germană. Essen. Zu essen. zu essen. Ce was wollen Sie essen? Was wollen Sie essen? Ce was wollen Sie trinken? Was wollen Sie trinken? de la mine. Was wollen Sie von mir? Was wollen Sie von mir? Was wollen Sie von mir? Ați observat? Intonația diferită. Introducem acum un nou verb. A face. Adică în germană. Zu tun. Tun. Ca un tun. Din care se trage. Zu tun. Dacă nu sunteți începători, știți că germana este foarte specifică. Atunci când vine vorba de cuvinte și întrebuințările lor tun, zu tun. Este folosit la modul general pentru a spune a face, fără a intra prea mult în detalii. Doresc doar să vă spun că nu poate fi folosit în orice situație pentru a spune că se face ceva. Uneori, trebuie folosite verbe mai specifice decât tun, zu tun. Acum, înapoi la oile noastre. Încercați să spuneți ce vreți să faceți dumneavoastră. Was wollen Sie tun? Was wollen Sie tun? Dacă dorim să adăugăm un pic de complexitate propoziției, putem adăuga ceva cuvinte. Vom adăuga acum și mai târziu. Adică în germană jetzt jetzt și später. Später. Jetzt înseamnă acum. Später se traduce în română prin două cuvinte. Mai târziu. Jetzt. Später. Ce vreți să faceți acum? Dacă ați spus Was wollen Sie tun jetzt? Ați avea dreptate, însă propoziția ar suna un pic ciudat pentru un vorbitor nativ. Asta deoarece adverbele de timp, cum este în acest caz, jetzt, acum, se plasează în propoziție de obicei înaintea verbului. În cazul nostru, tun. Așadar o să avem vas, wollen Sie jetzt tun? Jetzt este adverbul de timp, tun este verbul. Vas, wollen Sie jetzt tun? Was wollen Sie jetzt tun? Ad literam, ce vreți dumneavoastră acum să faceți. Regulile de pronunție din germană sunt diferite celor din română. O să vă prezint uneori și traducerea ad literam, dacă o să consider că ajută mai ușor la înțelegerea materialului prezentat. Was wollen Sie jetzt tun? Was wollen Sie jetzt tun? Ce doriți dumneavoastră să faceți acum? Acum aplicăm aceeași regulă și încercăm să spunem ce vreți să faceți mai târziu? Mai târziu, mai înainte am spus că este später în germană, un adverb de timp și locul lui este înaintea verbului tun, a face, la fel ca mai înainte. Was wollen Sie später tun? Was wollen Sie später tun? Ad literam, ce vreți dumneavoastră mai târziu să faceți? La începutul videoclipului am spus Welcome. Înseamnă bun venit. În engleză este welcome. Doresc să vă prezint un verb nou și anume a Vă gândiți probabil deja că terminația este en și aveți dreptate. Iar a din a este zu. Welcome înseamnă bun venit. Iar a veni este zu kommen. Zu kommen. Zu kommen. Vreți dumneavoastră să veniți? Wollen Sie kommen? Wollen Sie kommen? O să spuneți cu ușurință acum. Vreți să veniți acum? Din nou, atenție la locul adverbului de timp jetzt, acum. El este înaintea verbului kommen, a veni. Wollen Sie jetzt kommen? Wollen Sie jetzt? kommen? Sau vreți să veniți mai târziu? Spuneți această propoziție fără cuvântul sau, pe care încă nu l-ați învățat. Sau vreți să veniți mai târziu? Wollen Sie später kommen? Wollen Sie später kommen? Wollen Sie später kommen? Sau, în germană se pronunță oder. Oder. Se skryje O D -e R, se pronunca Oda. Da. Da. Vrei se veniți acum sau vrei se veniți mai târziu? Wollen Sie jetzt kommen oder wollen Sie später kommen? Wollen Sie jetzt kommen oder wollen Sie später kommen? La verbul kommen, cu Ce propoziție o să aveți? Wollen Sie jetzt essen? Oder wollen Sie später essen? Wollen Sie jetzt essen? Oder wollen Sie später essen? Vreți să mâncați acum sau vreți să mâncați mai târziu? Acum aplicăm aceeași regulă pentru a bea. Wollen Sie jetzt trinken? Oder wollen Sie später trinken? Wollen Sie jetzt trinken? Oder wollen Sie später trinken? Cu mine se pronunță mit mir. Von mir, mai înainte am spus că înseamnă de la mine. Von, cer întotdeauna dativul, am mai spus. La fel și mit. Von și mit cer întotdeauna dativul. Mit mir, cu mine. Von mir, de la mine. Încercați să spuneți, veniți dumneavoastră cu mine. Kommen Sie mit mir. Kommen Sie mit mir. Acum încercați să spuneți, vreți să veniți cu mine? Dacă ați spus, wollen Sie kommen mit mir, Ați fi tradus propoziția, însă doar parțial corect. Dacă avem două verbe într-o propoziție, cel de-al doilea verb trece întotdeauna la finalul propoziției, indiferent cât de lungă este aceasta. O să repet: dacă avem două verbe, două verbe, volen în acest caz și common, dacă le avem într-o propoziție, cel de-al doilea verb, în cazul nostru common, Trece întotdeauna la finalul propoziției, indiferent de cât de lungă este aceasta. Așadar, propoziția este Wollen Sie mit mir kommen? Wollen Sie mit mir kommen? Acesta este un fenomen cu care o să trebuiască să vă obișnuiți în limba germană. Trebuie să ascultați până la capăt propoziția pentru a ști despre ce se vorbește, deoarece abia la sfârșitul ei, la capătul ei, vă este prezentat cel de-al doilea verb. Vreți să veniți cu mine acum? Wollen Sie mit mir jetzt kommen? Wollen Sie mit mir jetzt kommen? Avem al doilea verb la capătul propoziției și adverbul de timp jetzt înaintea lui. Wollen Sie mit mir jetzt kommen? Sau vreți să veniți cu mine mai târziu? Oder, wollen Sie mit mir später kommen? Din nou, sau, în limba germană se oder, dă. Oder, wollen Sie mit mir später kommen? Sau, vreți să veniți cu mine mai târziu? O să combinăm cele două propoziții și o să avem Wollen Sie mit mir jetzt kommen? Oder, wollen Sie mit mir später kommen? Vreți să veniți cu mine acum? Sau, vreți să veniți cu mine mai târziu? Wollen Sie mit mir jetzt kommen. Oder Wollen Sie mit mir später kommen. Astăzi, cuvântul astăzi în germană se pronunță heute. Se scrie H-E-U-T-E. Se pronunță heute. Eu se pronunță oi. La fel ca în cuvântul Europa. Heute. Încercați să pronunțați propoziția precedentă în germană, înlocuind acum cu azi. Jetzt mit heute. Wreze venis mine azi? Wollen Sie mit mir heute kommen? Wollen Sie mit mir heute kommen? Weiter. departe Kuventul sera. In Germana se pronunziert abend. 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 Astes sera. Se pronunziert heute abend. Heute Abend. Abend. Vreți să veniți cu mine astăzi seară? Sau diseară? seară? Wollen Sie mit mir heute Abend kommen? Wollen Sie mit mir heute Abend kommen? Heute, din nou, am spus că se pronunță astăzi în limba română. Heute Abend. Astăzi seară sau di Încercați să spuneți Was wollen Sie essen? Was wollen Sie essen wollen Sie mit mir kommen? Wollen Sie mit mir kommen wollen Sie mit mir heute abend kommen? Volând Sie mit mir heute Abend kommen? Heute Și bun, ați învățat câteva verbe. Ați învățat regulile de formare a unei întrebări și câteva adverbe de timp. Nu e așa de greu, nu? Bun, eu am fost Andrei și ne vedem în următorul videoclip. Salut!